Apar constant noi măsuri de prevenire a infectărilor cu COVID-19, iar viața noastră este constrânsă prin restricții din ce în ce mai severe. Dar ce ne facem dacă trebuie să circulăm cu transportul în comun? În timp ce în mijloacele de transport administrate de primărie sunt luate mai multe măsuri de prevenție, în ceea ce privește autobuzele firmelor private, acolo pare că nu se respectă nimic. Putem vedea în aceste imagini cum într-un autobuz care circula pe ruta Bărbătești-Râmnicu-Vâlcea, nu numai că nu este lăsat niciun spațiu liber între pasageri, ba chiar sunt pasageri care stau în picioare pe culoarul mijlocului de transport. Ne întrebăm cât de puțin le pasă acestor agenți economici de binele oamenilor. Se pare că profitul este mai important decât sănătatea și chiar viața, mai ales când în imagini apar și vârstnici, considerați categorie vulnerabilă în fața virusului. Între timp, pe piețele agroalimentare din spațiile închise s-a pus lacătul, fiindcă sunt considerate prea aglomerate. Firma de transport în comun nu a putut fi contactată pentru a oferi o poziție oficială.